Nu, nu, nu. Doamna Pavlicencu, eu aș prefera dumneavoastră ca exponenta unui partid extraparlamentar și ca doamnă să aveți prioritate. Poftiți. Mulțumesc că aveți în vedere faptul că dumneavoastră în Parlament vorbiți de ajuns. Așa că ne mai ascultați și pe noi. Vă mulțumim pentru invitații, spre deosebire de alții. Noi considerăm că trebuie să venim să spunem ceva, chiar dacă n-ai și nimic nici să spunem noi. Dar și colegii noștri au opinie și ne roagă să venim să spunem. Vreau să spun că eu sunt președinte de Partidul Național Liberal, care s-a înregistrat ca partid în 2007. De ce menționez acest lucru? Pentru că noi avem în program sistem electoral mixt, pentru că atunci noi consideram că eram sub regim comunist, dintre toți comuniștii era cunoscut doar Voronin, ceilalți erau, în opinia noastră, niște mediocrități și vorbeam atunci de un sistem mixt ca să fie promovați și reprezentanți ai altor partide și altor categorii cu alte opțiuni politice. Sigur că acum, având această experiență din 1994 de participare la scrutini electorale, vedem altfel lucrurile și discuțiile noastre sunt pentru, și opțiunile noastre sunt pentru menținerea unui sistem proporțional perfecționat. Dar sigur că nu noi vom decide, noi doar dorim să vă spunem asta ca o primă etapă.